Salutare, dragii mei! Astăzi alături de Adrian. Te salut încă o dată. Salut! Mă bucur că putem face acest videoclip și mie. Și astăzi avem o mașinuță foarte frumoasă. Adrian, cred că mai multe poți să ne spui tu puțin de început. Da, avem un Aston Martin DBX. Este SUV-ul de la Aston Martin. Da. Este o mașină nouă pe care o prezentăm acum în țară. Vrem să o facem cât mai cunoscută. Am înțeles. Și sperăm să aibă succes. Perfect. Este competitor pentru Lamborghini Urus, da, și Bentley Bentayga. Am înțeles. Dar eu zic că DBX-ul oferă un pachet foarte atrăgător, și sportivitate, și eleganță, și confort. Exact. Chiar în momentul în care m-am urcat, am putut să observ lucrul acesta și chiar e un lucru bine pus acum până acum. Da, da, da. Este 2020 și mașina, mă rog. Acum, da, da, da. Sunt și 2021. Înțeleg. Și în momentul în care ne gândim la astfel de mașini, pentru început, cam care ar fi așteptările noastre? Adică e o mașină, bănuiesc, în primul rând, aspectoasă. Aspectoasă, este o mașină exclusivistă din punctul meu de vedere, pentru că sunt foarte multe Urusuri în, da, România și Bentayga. Exact. Și lumea cred că are nevoie de o nouă siluetă pe stradă. Alte forme. Da, exact. Și chiar mașina asta îți oferă lucrul acesta. Da. Sportivitate, care cred că ți-e din plin, chiar dacă e un SUV. Da, totuși este un Aston Martin. Da. Nu puteam să lipsească sportivitate. Exact. Și mașina asta oare cu ce motor vine? Avem un motor 4.0 V8 biturbo de 550 de cai, 700 Nm. Avem o greutate de 2,2 tone. Chiar zic e. Că se mișcă foarte bine. Da, și mie mi se pare. Și foarte impresionant că au încercat să îmbine luxul cu sportivitatea. Da, da, da. Aston Martin face asta de ceva timp. Da, înțeleg. Este recunoscută ca mașina lui James Bond, nu? Da, exact. Chiar n-am fost foarte așa preocupat să văd, în momentul în care am văzut mașina asta, m-am documentat puțin și chiar mi se pare un model destul de reușit. Da. Și care, oriunde ai fi, se întoarce privirile, să zicem așa. Da, da, da. Datorită designului. Și dacă mai ai și o culoare mată cum este aceasta. Exact, zic exact. Că întoarce multe capete. Exact. Și fiind o mașină sportivă, m-am documentat, cred că aici poți să confirm, și tu undeva la 4,5 secunde. Prin de 0-100. Da, 0-100, 4,5 secunde. Chiar e impresionant. E ok pentru 2,200 din punct de vedere. Și eu zic la fel, pentru că chiar, nu știu, e și grea, știi, și pleacă atât de bine. Are garda la sol destul de ridicat, am văzut. Da, dacă o punem pe teren plus, se ridică chiar foarte mult. Adică putem ieși cu ea pe off-road fără probleme. Înțeleg, da, da, da. Avem geantă pe 22 în standard. Da. Toate modelele sunt pe 22. Doar putem schimba modelul geanturilor, designul. Înțeles. Și ce mi se pare tare, pentru că e 4 litri și e un benzinar. Da. Și lucrul ăsta îți oferă sportivitate din plin, să zic așa. Da, da, da. O putere. Păi, o putem da pe modul Sport Plus. Cam la ce preț ar trebui să ne gândim? Pleacă de la 165.000. Da. Această mașină standard. Și după aceea putem pune diferite opțiuni. Am înțeles. Un Aston Martin configurat corect din punctul meu de vedere ajunge undeva la 185.000. 185. Am înțeles. Am înțeles. Ce mi se pare destul de ok, având în vedere ceea ce îți oferă el. Da, da, da. Exact, da, erați competitori. Da. Și, nu știu,
foarte bine scaune. Da, ai scaunele două. Acestea scoi că te îmbracă foarte bine, îți oferă un suport lateral foarte bun. Da, înțeleg, lucrul să se observă. Și ce îmi place că, pe lângă faptul că e confortabilă, e și foarte, nu știu, spațioasă, așa, știi, ai loc din plin. Da, cu toate că pare așa mai compactă, oferă da. Foarte mult spațiu, mai ales pasagerilor. Are cel mai mare portbagaj dintre competitori, adică are portbagaj mai mare decât Urus și decât Taycan. Da. Cu toate că nu pare din exterior. Să știi, să știi. Văzusem undeva la vreo 600, 630 de litri da, volum, da, 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 poate da, acolo. Exact. Am înțeles, deci chiar e impresionant. Avem și aceste Pops & Banks. Super! Chiar e, nu știu, softul ăsta. Mă gândesc că e super. În momentul în care auzi, n-ai cum să te plictisești de el. Da. Chiar trage foarte frumos. Și mașina, ce nu cred că te-am întrebat, vine stock? Cu evacuare așa, să se audă sau? Avem posibilitatea să punem și evacuare sport, dar da. Se aude foarte bine și în standard. Aceasta are evacuare sport. Are evacuare, da. Am înțeles. Și suntem și pe Sport Plus. Am înțeles. Și da. Evacuarea este destul de răsturnător acum. Am înțeles, oricum se aude chiar. Poți să recunoști da, oriunde da, fii cu ea. Da. Te bagă în scaun. Este sunetul clasic Aston Martin. Da. Aston Martin are un sunet anume. Înțeleg. Și am încercat să-l pun și pe SUV, chiar dacă e SUV, totuși. Da, 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 da. Își menține, își menține sunetul ăsta frumos. Și când vorbim de un motor de 4 litri, cam la ce consum să ne așteptăm? Depinde cum exploatăm mașina. Am înțeles. Depinde cum exploatăm mașina. Dacă avem un condus liniștit, cred că se poate merge cu consum real de 12. Deci 12 la o... Da, am înțeles. Da, da, da. La un mers frumos, să zicem. Da, da. Dar dacă mergem foarte sportiv, eu zic da. Că nu mai contează consumul. Exact, exact. Și până la domnul, în momentul în care te uiți după asemenea mașină, nu cred că mai e în considerare 100% consumul. Exact. Știi că deja e o plăcere pe care ți-o exact. Oferă și altceva. Și în momentul în care bănuiesc că știi foarte bine așa despre ea, nu știu, ai testat-o atâta timp și așa, în momentul în care cineva vrea să și-o cumpere, cred că cu siguranță ai recomanda-o, nu? Da, o recomand 100%. Este o mașină care îți oferă, nu știu, poate fi și o mașină de familie, poți să te și distrezi cu ea. Exact, da, da, da. Oferă confort, oferă sportivitate, eleganță. Înțeleg. Exclusivitate, pentru că nu sunt, da, momentan nu sunt foarte multe renumări pe degete câte sunt în România în modul de față. Da, chiar e un model destul de unic și exclusiv este cel mai bun cuvânt da, pe da. Care putem să-l folosim. Cât de frumos poate să trag, nu știu. Trage liniar. Da, exact. Care trage liniar. Și ca o mașină sportivă, da. Și ca o mașină, nu știu, de familie, și ca o mașină off-road. Da, da, da. Cam oferă pachetul ideal. Da, exact. Am încercat să, nu știu, să fac așa cum ar veni un pachet pentru toți, știi? Poți să duci și copiii la școală și după aceea să te și distrezi. Exact, exact. Poți să mergi și liniștit la o călătorie și da. Poți să mergi și în oraș seara cu ea, știi? Să îi dai așa o talpă, să zic. Chiar foarte foarte ok. Și putem să facem acel joc cu bagnota pe bord. Exact, da, da, cred că, nu știu, e cel mai bun mod de a vedea efectiv cum trage, da, știi, da, da. Că te bagă instant în scaun. Și îmi place că plecarea e instantă, ceea ce îți oferă motorul ăsta V8, știi, puterea aia... Da, răspunde, exact. Răspunde imediat și schimbul treptelor de viteză se face instant. Da, și ce-mi place că nu e brutală, știi? Da, efectiv da, da. Să simți exact. Știi, discrepanța dintre schimbări și efectiv smâcitura aia. Da. Asta și acum când vom trece în modul GT,
care este modul confort. Am înțeles. Se face liniște, suspensia trece pe confort, motorul, direcția. Cât de tare mi se pare. Evacuarea. E foarte tare că vine cu pachetul ăsta instant, știi, stock. Da. Și nu mai trebuie să te uiți tu ca să spui evacuare, să spui anumite chestii, da, știi? Da, da. Și cât vine vorba de fiabilitatea mașinii. Este un motor fiabil, testat. Acest motor este împrumutat de la Mercedes. Am înțeles. Motorul acesta este cunoscut, cutia nouă G-tronic este cunoscută, testată. Exact, deci îți doar, să zicem așa, chestii de bună calitate. Da, da. Care au mers la sigur. De adevăr, cu intervențiile celor de la Aston Martin. Da, înțeles. Este un motor 100% AMG, este modificat pentru acest model. Da, e adaptat oarecum, da, cerințelor, exact, care au fost pentru modelul acesta. Exact. Și cum vezi, nu știu, practic e un model nou și cum vezi apariția lui pe piață? Ca fie un succes a celor de la Aston Martin? Din punctul meu de vedere, da. Că practic e destul de nou conceptul ăsta, știi, efectiv e o mașină nouă. Și e o mașină nouă și trebuie ca oamenii să o cunoască, să o facem cunoscută. Exact, da. Uite, și prin intermediul acestui videoclip, chiar exact, lăsăm anumite cadre peste ceea ce vorbim noi, ca oamenii să vadă din orice unghi, da, 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 să poată să o cunoască, să afle anumite detalii care poate iar interesa. Este un model foarte configurabil. Așa. Adică nu avem, se poate schimba pielea de oriunde, orice culoare, alcantara, carbon exterior, aceste elemente, da, din metal, așa mai fumuriu, cromat. Înțeleg. Putem modifica multe moduri. Practic în modul dorit. Da, da, da. Da, exact. Aston Martin este o mașină foarte configurabilă. De asemenea, aici pe tetier putem pune loc de Aston Martin, putem pune DBX. Super tare, putem, da. Putem schimba cusătura. Da. Și ce mi se pare genial, chiar vorbisem mai de dimineață, în momentul în care chiar ne-am întâlnit prima dată, faptul cum este creată, sau mai bine zis, făcută aerodinamica acestei mașini. Știi? Cât vine vorba de partea din spate, de exemplu. Da, da, da. Avem acel spoiler integrat în caroserie, care este pentru, are rol de downforce, pentru apăsare pe spate. Da, înțeleg. Dar e foarte interesant cum a fost integrat în designul mașinii. Exact, exact. Și stopurile care efectiv se unesc, știi? Da, da, da. LED. Și aceste stopuri putem vota pentru două culori, roșu sau să fie alb, transparent. Am înțeles. Da. Depinde de culoarea mașinii. Și totuși mi se pare că este foarte tare că semnalizările efectiv sunt în grilă. Da, 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 da. Unde sunt și LED-urile. Da, deci un nou lucru unic, să zic așa. Da, așa este. Aston Martin. În modul GT chiar este cu minte și confortabilă. Și că atunci când o punem pe Sport sau Sport Plus, ne distrăm cu ea, facem exact gălăgie. Exact, exact, da. Chiar ne oferă plăcere de plină. Da, 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 da. Dragii mei, cam ăsta a fost videoclipul. Astea au fost momentele pe care am putut să-l petrec atât de Adrian. Mașinuța extraordinară pe care am putut să o avem astăzi alături. Nu pot decât să îți urez mult noroc cu ea, ca să fie mulțumesc, cât de mulțumesc, cunoscută, pentru că chiar se merită lucrul acesta din plin și ce pot să zic, am fost plăcut, impresionat, îți mulțumesc încă o dată și drumuri cât mai bune. Mersi și eu, mersi și numai eu, bine. Mă bucur că ți-a plăcut. La salutăm. Revedere. We'll be right back.